Salutare și bine ați venit în lumea vikingilor. De fapt, bine ați revenit. Eu sunt Nutella și bine v-am regăsit. Ce intro ciudat. Da, în fine. Bă, băieți, am mai strâns eu câteva chestii, adică cum v-am spus și în videoclipul trecut. Am vânat până am ajuns să am destule materiale ca să putem să ne facem o armură, băieți, de leather. Avem vreo 22 de bucăți de piele, așa că o să ne facem un coif, pantalon de piele și tunică de piele. Și o să le punem pe astea aici, în partea asta a inventarului. Și trebuie să le și punem pe noi, desigur. Așa, și pe asta chiar pot să o arunc acum că nu mai avem nevoie de... Așa, acum că avem și noi prima noastră armură, mai ok, așa. O să facem puțină ordine în inventar și o să... Da, să pun eu aici, asta l-a făcut până... Aoleu, am pus bucățile astea. Trebuie să facem și... Să ne facem și un piche, un spear și un shield și o să pornim într-o aventură în acest videoclip. O să ne aventurăm, poate găsim un dungeon ceva frumos, o să ne aventurăm în... Într-o pădure, nu mai știu cum se cheamă pădurea aia. Cred Black Forest? Parcă Black Forest se chema. Nu mai știu sigur, am uitat. Dar de ce mi se pun astea și mi se pun alea? Nu înțeleg. În fine, acum așteptăm să se facă astea repede. Dar să iau și o gură de bere. O gură de Desperados, bă. Cât îmi place Desperadosul, doamne. E singura bere pe care pot să beau. Așa. Asta trebuie să lăsăm acasă, că n-avem ce să facem noi cu săpăliga. Așa. Bam, bam. Bun. Ia să punem noi aici. Nu aici. Ah, de fapt, trebuie să iau reșină și niște lemn, parcă mai trebuia, ca să pot să fac eu un... E același lucru, nu? Shield-ul ăsta cu shield-ul ăsta. O să facem un shield ăsta. Un ăsta rotund. Și vom face și... Unde-i mă, frate? Spear-ul. Ah, flint and spear. Bun. Bun, 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 avem spear-ul. O să-l punem pe 1. Mâncarea ar trebui să o mutăm. Noi vreau să... Opa. S-a mai pus mâncare, n-am mai pus mâncare. O să pun... Am auzit cumva cioara aia? Ah, da, uite. De ce a venit cioara? Shield-ul ăla, bă, așa... Ah, da, asta știam. Putem să blocăm damage-ul cu shield-ul, da. Și shield-ul o să-l punem pe 2. S-a făcut mâncarea cumva? A, nu. Haideți, bă. Ok. Așa. Și am terminat cu mâncarea de gătit. Am pus un snake tail. Nu trebuia să pun. Fuck it. Am pus din găsire la snake tail-uri. Nu contează că nu le folosim acum pe astea. Trebuie să facem puțin curat în inventar înainte să plecăm. Ca să avem mult loc la noi. Cred că pot să las și torța acasă. Așa. Dar de fapt, nici nu trebuie să o las acasă torța, că... Așa, aici vine mâncarea, o să luăm 25. De fapt, nici chiar, o să luăm 11. 12, hai. Nu, 11 ca să avem 40. O să luăm 11 bucăți din ăsta. Așa. Vreau bucata asta să mai facă și cred că putem să plecăm după ce ne punem toate itemele în chesturi. Așa, bun. S-a făcut și asta. Aici punem astea. Bem. Astea. Așa. Și facem repede un chest. Crafting. Nu, crafting. Furniture aici. Un chest. Bun. Să-l punem aici. Așa, și punem repede noi toate astea. Bun. Vreau să fiu foarte ordonat în iteme și în chesturi, pentru că altfel o să uit unde pun toate chestiile și o să mă încurc și o să dureze mai mult timp și na, mai aiurea. Așa, o să le luăm și topoarele la noi. Asta îl lăsăm acasă, lemnul îl lăsăm acasă. Da, nu prea avem unde, pentru că în momentul nu
Așa, am putea repede de fapt să mai facem niște săgeți, că am văzut cum am puține săgeți. Ups, așa. Cred că se făceau cu piatră și cu lemn, săgețile, cred. Ude rău, a, doar cu lemn, perfect. Ne ajung 40 de săgeți, da, cred că ne ajung. Dacă nu, asta este. Eu zic că ne ajung, hai să mergem, băieți. Deci avem, bun, avem Sispiru și Sheldu. Suntem gata de explorare. Bun. O să mergem în partea asta. De fapt, cea mai apropiată pădure Black Forest e în partea asta. Ia. În jocul ăsta trebuie să dăm exact când vedem că dau ei un basic în noi, gen. Așa se blochează o abilitate, mă rog, o abilitate. Așa se blochează basic-urile în jocul ăsta. O să mergem în partea asta. Opa. Deja trebuie să începem să ne batem cu băieții, că na, suntem la al treilea episod. Ah, și aici deja e Black Forest-ul. Ia uite, deja încep să fie de ăștia mai urâți. Mai mari Grayling de ăștia. Ăsta e Grey Dwarf. Opa. E de la care aruncă. Grey Dwarf ai. Sunt foarte mulți. Asta e problema aici. Dar cu timpul, când o să avem item mai bune, o să le dăm și la ăștia one shot. Adică ăștia o să fie cea mai mică problema noastră. E foarte bine de știut să nu mergem noaptea în Black Forest, mai ales la început, pentru că noaptea în jocul ăsta, ca pe Minecraft, sunt mobii mai mulți, mai puternici. Mă rog, mai puternici nu sunt, dar sunt foarte mulți. Așa că o să mergem noi. Păi niciodată n-am știut care e faza cu aceste pietre, dacă sunt puse în rotund. Probabil e ceva, da. Niciodată în asta sunt bine să văd. Trebuie să văd și eu dacă e ceva. Vreau să găsesc un dungeon de scheleți. Acum. Și nu găsesc. Opa. Hai mă, mori. Bun. Foarte bun Spiru. Extraordinar de bun Spiru. Explorăm și noi puțin pădurica asta, să vedem ce e cu ea. Aici am găsit o mushroom. Mai multe red berry-uri. Mă rog, asta e între biome, de fapt, acum suntem. Opa. Mi se pare că în Black Forest găsim și primul nostru minereu. Parcă era fierul? Cred, sau nu era fierul. Pardon, cupru. Cupru va fi primul nostru minereu pe care o să-l minăm. Și na. Opa. Aici e. Opa. Am avut puțin lag. Mă rog, n-a fost lag, s-a blocat mai mult. Oh, blueberry-uri. Uitați blueberry-urile astea. Cu aceste blueberry o să craftăm noi gemul nostru. Dar asta mai încolo. Opa, acolo e un spawner. Nu. Nu mergem în partea aia. Ca acolo e un spawner și nu vreau să am de-a face cu ceva momentan. Dar e bine de știut, deci putem să punem aici. Stați. Pot să pun aici spawner. Așa. Mă rog, în zona asta. Și aici este... Ce este aici? Un chest. Bun. Flinted arrow. Bun. Vom explora. Vreau și eu să găsesc un dungeon. Nu găsim? Pe bune? Da, nu, nu avem cum să nu găsim. Trebuie să găsim. De găsit oricum o să găsim la un moment dat. Și revenind, încă un spawner acolo, bă, frate. Nu e bine. Ah,
un schelete. Ok, deci dacă e un schelete, înseamnă că am trecut tocmai ce am trecut pe lângă un... Mamă, cât dă. Dau destul de mulți schelete în early. N-am ce să zic. Trebuie să fim mai atenți cu ei. Cred că aici era? Că din partea asta a venit cel puțin. Pe aici trebuie să fie un... Ah! Ah, nu, nu, nu. Ok. Aici? Cred. La ce e? Ah, e un grading. Grading, de fapt. Nu știam că existau creaturile astea în mitologia, mă rog, mitologia, în istoria vikingilor. Păi nu găsim, mă, și noi. Nu înțeleg de unde a venit scheletul ăla. Ăsta e cupru? Aha, ăsta e cupru. Stai să... Nu, nu, nu. Am aruncat din greșeală spirul. Să pun un... Ăsta pe cupru aici. Fix aici să punem unde sta cupru. Cupru. Bun. Da. O să pun pauză puțin până găsesc un dungeon, că deja au trecut 11 minute și nu am găsit dungeonul. BRB. Ok, ne-am întors, băieți, și am găsit și acel dungeon și vreau să zic că ne-au urmărit o hoardă de grey dwarfs, doar că acum văd că îi curăță scheleții ăștia. Ah, au murit scheleții, nu pot să cred. Bun. Cam așa e dungeonul Heldorf. Să vedem cu ăsta. Ok, ăsta ne spune acum că am găsit primul nostru dungeon. Mă rog, dacă intrăm în dungeon acum o să scăpăm de acești grey dwarfs. Doamne ajută că am scăpat de ei. Să fim puțin atenți aici, pentru că sunt destui de mulți scheleți, de exact ce v-am zis. Opa, așa. Acum noi... E o metodă foarte simplă să bați scheleții și la început. Efectiv, doar vă puneți pe platforma asta de la intrarea în dungeon și doar îi dați cu sigur în cap. Dacă nu vreți să riscați foarte mult. Mai ales... Opa! O să vină și arcați. Bun. Am bătut primul nostru schelete. O să mergem puțin prima oară în față. Să vedem ce și cum. Ce e pe aici. Ok, o să luăm și astea. Aceste... Ok, aici nu-i nimica. Acum o să mergem pe partea asta. Sper să nu fie nimica, nici aici nu-i nimica. Da, din păcate trebuie să ne batem cu toți scheleții. O să o luăm pe dreapta mai întâi. Ok, ia să vedem. Ceva? Opa! Ok, nu-i problemă, e doar unul. Hai, vino încoace. Ala-i, i-am dat stun. Bucată, bun. 4. Aici nu-i nimica? Sau niște oase aici? Bun. Ok, o să luăm pe rând toate camerele ca să nu pierdem deloc loot. Aici nu-i nimic. Bă, dacă am străcăcios dungeon. Am sărăcăcios dungeon. Ia uitați-mă, frate, și voi, bă, nu se poate așa ceva. De aici, din dungeonul ăsta de schelet, de la început, o să luăm primul nostru... cum să zic așa... Un fel de core pentru furnace, ca să putem să ne craftăm primul nostru furnace. Am uitat pe unde am venit, nu pot să cred. Și e cam enervant cu dungeonul ăsta, pentru că te pierzi destul de ușor în ele, bun. Deci aici e intrarea BDP, bun, bun, aici. Opa, haide, domnul schelete. Ah, nu i-am dat stun. Ok, hai. Bun, i-am dat stun. L-am putut. Așa. S-ar putea să fie puțin mai lunguiet acest videoclip, am spus lunguiet, what the fuck. Ce cuvânt am putut să spun. Bun, deci toată partea asta am făcut-o. Băi, sper să găsim măcar un cord de la. Opa, schelete, haide. Op. Bun. Op.
bătut pe primul. Primul, mă rog. Am bătut scheletele. Ok, o să luăm pe aici. Opa! Asta are shield. Hop. Hai de vino, vino. Sau mă rog, puteți să le faceți cai dacă nu vreți să le dați neapărat bloc, dacă nu vă iese. Puteți să dați două basic-uri, pe aia vă dați în spate și tot așa. E foarte ușor de bătut acești scheleți. Mai e un schelet aici. Tocmai ce l-am văzut. Ups. Să-i dăm mâna în cap. Mă, de HP am dat. Opa, ăsta e mai rău așa, care o stea. Dacă are o stea e mai puternic, dar dă mai mult loot. Poate să aibă până la 2 stele, din câte știu eu. Vină mâna apoi, mă. Oh, ok, mi-a tras o bucată de... mi-a dat 30 de damage. Bă, dar nu mai moare, mori. Ok, mai avem 29 HP, deci ne-a tras două bucăți, ne-a... mai mult de jumătate HP. De asta vă zic, fiți foarte atenți cu acești scheleți. Mai ales că nu aveți armură mai bună sau un scut mai bun. Mama, aici e spawner, aoleo. Da, trebuie să facem o tactică acum pentru că... acolo e spawner. Și nu știu dacă pot eu să spar spawn-ul în early așa de repede, încât să nu mă bată scheleții. O să omorăm ăștia doi scheleți. Ăștia dau unul într-un altul? Ah, nu. Da. Și o să fugim pe lângă spawn-ul să văd dacă pot să iau... că de obicei acolo trebuie să iei core-uri de alea, de foc. O să așteptăm să ne facem full stamina. Bam. Și o să dăm o fugă. Nici nu mai avem șosul să... ok, sper doar să nu murim. Ok, haideți. Hop, hop. Aici e corul bun. Și acest ember. No, 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 mamă, sper să nu murim. Sper să nu murim. Ok. Fugi. Nu! Oh my god. Fuf. A fost pe aproape. Foarte aproape. Doamne, bun, am luat corul, mă rog, îmi trebuie 10 pentru primul furnace, dar o să plecăm din acest dungeon și o să plecăm acasă, e noapte, vai de capul nostru, sper să ajungem acasă întregi. O să bagăm sprint până acasă. Doamne ferește, a fost o experiență destul de groaznică primul dungeon. Am rămas și fără torță, trebuie să... aoleu, a început să și plouă. Noaptea asta nu putea să fie mai rea. Doamne. O să ajungem acasă, băieți și fete, și o să încheiem aici în seara asta. Și eu până în episodul următor o să tot mai fac dungeon-ul ăsta de astea ca să putem să avem materialele pentru a casta furnace-ul și tot ce ne trebuie. Mă rog, cred că de fapt în următorul episod o să batem primul nostru boss, să vedem cum ne ținem. Și după aia o să facem episodul cu furnace-ul și cu tot ce ne mai trebuie. Da, am ajuns acasă, focul s-a stins din cauza la ploaie, trebuie să ne culcăm. Da, mai băieți, eu am fost Nutelat, dacă vă place ce fac, lăsați un like, un comentariu și un subscribe, mă motivează foarte mult. Mă bag la somn, ne vedem în episodul următor. V-am pupat, salut!